Prima oară va prezenta parohia Lugoj și se pregătește pasturația tinerilor. Dați fie Iisus Hristos! La noi la Lugoj, în cadrul parohiei, au fost formate diferite grupuri în vederea dialogului privind drumul sinodal, întâlniri la care a fost invitată întreaga biserică. Dintre aceste grupuri, pot să amintesc grupul consilierilor și al angajaților, grupul de rozariu în limba maghiară, grupul de rozariu în limbile germană și română, grupul tinerilor, grupul investitorilor, grupul corului, grupul profesorilor, grupul ecumenic din oraș cu reprezentanți de la celelalte confesiuni religioase, grupul preoților din decanatul de Severin și grupul de la cursul de formare pentru adulți. Având în vedere metoda de lucru propusă în Vademecum, grupurile au fost formate dintr-un număr adecvat de participanți pentru ca fiecare să poată participa în mod activ, având totodată posibilitatea de a vorbi și a asculta într-o perioadă de timp accesibilă tuturor. Întâlnirile au fost desfășurate în perioada octombrie 2021-martie 2022. Au fost prezente între 2 și 10 persoane la aceste întâlniri. Au fost efectuate în mod individual, cu fiecare grup în parte, numărul întâlnirilor variind între 3 și 8. La anumite grupuri au fost discutate toate temele, pentru că au fost considerate ca fiind relevante. La alte grupuri au fost doar 2-3 teme alese pentru discuție. Eu am coordonat grupa de tineri împreună cu Lisi Francis, practicant, acolo în parohie, și pot să spun că aceste întâlniri sinodale au avut un efect foarte benefic asupra grupei. Ceea ce am observat în mod direct este că tinerii au simțit că sunt ascultați, că pot spune ceva și s-au înflăcărat. Am început să organizăm adorații înaintea întâlnirilor sinodale, adorații care, până în momentul de față, continuă. Orele de religie s-au transformat în mod voluntar la intenția tinerilor în întâlniri biblice, Lectio Divina. Cumva tinerii, când se întâlnesc, mereu spun: hai să discutăm cum a fost săptămâna noastră, dar privind-o prin ochii lui Dumnezeu. Cum am putut eu să trăiesc Evanghelia în săptămâna care a trecut? Sigur că și în cadrul bisericii oamenii au devenit mult mai deschiși, dar eu am putut să mărturisesc asta mai apropiat, pentru că de asta m-am ocupat în mod special. Pentru noi a fost ceva foarte benefic și azi dimineață, după Sfânta Liturghie, am discutat cu Părintele Titi că așa dorește ca toate grupurile sinodale formate să continue sub o anumită formă. Cum spuneam, urmează pastorația tinerilor și se pregătește pastorația familiilor. Hristos a înviat! Eu sunt Merții din Tecmec și o să vă povestesc în câteva rânduri despre temele sinodale discutate de tineri. Noi, tinerii, mulțumim Sfântului Părinte, Papei Francis, pentru această ocazie de a reflecta împreună asupra situației prezente și viitoare a bisericii noastre. Noi am abordat temele sinodului în diferite moduri, unele în rugăciune, altele în lecții de grup, iar pe altele le-am lucrat în mod experimental. Ne-a dat o mare satisfacție spirituală să vorbim despre teme atât de serioase și ne-a unit și mai mult pe noi. Primele trei teme discutate de noi erau: prima era tovarăși pe drum, a doua ascultarea și a treia era vorbirea. Acestea au fost reflectate în timpul întâlnirii sacramentale a tinerilor. Tema a patra era sărbătoarea. Acesta a fost aleasă ca temă pentru retragerea spirituală în postul mare din acest an. Tema ecumenismului nu a fost doar discutată, ci și pusă în aplicare. Pe 19 ianuarie am organizat o seară de rugăciune ecumenică pentru tineri, la care am invitat mai multe confesiuni. Ne-am bucurat să primim tineri
lideri spirituali și adepți din 5 confesiuni: evanghelică, ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, reformată și adventistă. Două teme: împărtășirea responsabilității pentru misiunea noastră comună și distinție și decizie au fost discutate în timpul întâlnirii noastre de joi seara din Tecmec. Suntem recunoscători să fim membri ai bisericii noastre și să creștem împreună pe drumul de a deveni creștini adevărați, așa cum arată steagul nostru în Tecmec, ținându-ne de mână cu Iisus, construind împreună viitorul bisericii noastre și inspirând alți tineri să-L urmeze pe Hristos, care este centrul și forța unitoare a comunității noastre. Vă voi împărtăși câteva gânduri cu privire la temele sinodului discutate de noi. De asemenea, a fost atât de plăcut faptul că toată lumea a putut să își împărtășească gândurile în timpul subiectelor și că a existat întotdeauna un membru din Tecmec care a luat notițe sau a scris un raport. În cazul ecumenismului, am trăit tema la Biserica Millennium din orașul Fabrică, când am organizat o seară de rugăciune ecumenică, unde am invitat mai multe confesiuni din Timișoara. Ne-am rugat împreună, fără nicio prejudecată, și toată lumea a cântat pentru Domnul. Acolo ne-am concentrat pe Dumnezeu și nu la diferențele dintre noi. Al doilea temă era sărbătoarea, tainele Sfintei Liturghii. Putem noi, oamenii de pe pământ, să înțelegem misterele Sfintei Liturghii? Putem oare să experimentăm puțin, să atingem în sufletul nostru minunea pe care o conține? După discuțiile noastre în pereche, au existat o mulțime de întrebări la care părintele Laszlo Bacu și sora Erica Maria au făcut tot posibilul să răspundă. În acea zi spirituală a fost atât de bine să trăim iarăși că s-a format o conversație rotundă în care fiecare și-a putut împărtăși gândurile, experiențele, sentimentele și opiniile pe această temă. Iar noi ne-am îmbogățit atât în spirit, cât și în cunoștințe. Desigur, nici cântecul și rugăciunea nu a fost omisă din program, deoarece cu acestea îl invităm pe Bunul Dumnezeu în mijlocul nostru și împreună îl laudăm pentru a ne apropia de El. A treia temă a fost împărtășirea responsabilității pentru misiunea noastră comună, sau așa cum ne-am numit noi, misiunea noastră. Ne-am întrebat care este misiunea comunității Tecmec. Dorim să implicăm și alți tineri pentru ca împreună să ne practicăm credința și să descoperim împreună relația sufletelor noastre cu Hristos. Să creăm o comunitate în care noi, tinerii, să ne trăim credința și să fim îndrumați cum să nu ne fie frică să o facem asta. Multe întrebări au apărut în mintea noastră. Este ceva sau cineva care ne împiedică să trăim și să împărtășim cu îndrăzneală credința și autenticitatea noastră? Uneori este foarte dificil să spunem că suntem creștini. A patra temă era discriminare și alegere. Credem că modul în care luăm o decizie depinde foarte mult de timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a o lua și de impactul pe care aceasta are asupra vieții noastre, indiferent dacă este o decizie pe termen lung sau pe termen scurt. Un gând foarte bun a fost acela de a vorbi despre viața ta cu Dumnezeu de două ori pe zi. În acest fel, autoreflecția devine rutina ta zilnică. Aceste teme ne-au oferit multe. Suntem recunoscători pentru numeroasele gânduri și lecții învățate. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că am putut împărtăși aceste momente împreună. Mulțumesc mult! Lăudați de Iisus! Numele meu este Astră Cipri și vă voi vorbi puțin despre ce am discutat cu grupul de tineri și studenții bilate cu privire la temele sinodale propuse. Ca activități ecumenice am participat alături de grupul Tecmec la rugăciunea ecumenică din 19 ianuarie, despre care Merții au vorbit deja. La fel și pentru noi această activitate a fost un bun impuls să ne mobilizăm între noi și am reușit să
trăim ecumenismul împreună cu mulți alți tineri din alte confesiuni. Pentru noi, două dintre cele mai importante teme ale sinodului au fost tovarăși de drum și ascultarea. Am popozit asupra lor un pic mai multă vreme, pentru că discuțiile pe care le-am avut pe baza acestora au trezit sentimente și trăiri foarte puternice pe care nu am putut să le trecem cu vederea. Ne-am întrebat foarte serios care sunt tovarășii noștri de drum, dacă ne considerăm tovarăși în adevăratul sens al cuvântului pentru alții și, cel mai important, dacă noi îl avem pe Iisus atunci când pornim la drum. Uneori este foarte greu ca tineri să ținem pasul cu societatea, dar în același timp să avem grijă și de spiritualitatea noastră. Și de aceea este foarte important ca în drumul nostru să-L avem pe Iisus ca cel mai bun prieten. Am vorbit și am ajuns la concluzia că pentru a fi un prieten bun nu este suficient doar să fim acolo pentru ceilalți, este mult mai important să îi și ascultăm pe cei care sunt lângă noi. Când facem parte dintr-un grup divers, cum este și grupul nostru de tineri, este foarte ușor să pierdem firul roșu care ține toată legătura. Trebuie ca fiecare dintre noi să avem grijă la modul cum îi ascultăm pe ceilalți, pentru că mulți membri s-au simțit la un moment dat poate dați la o parte pentru că nu au fost ascultați sau și-au pierdut încrederea în ceilalți pentru faptul că au fost tratați superficial când ei aveau nevoie doar să fie ascultați. Știm că nu suntem un grup perfect, dar avem speranța că, apelând la Iisus, vom crește împreună. Și de aceea este important să-L avem pe Iisus în inima noastră și să ținem cont de faptul că singura modalitate de a ne crea relații sănătoase cu alți tineri este prin modul nostru sincer, deschis și onest de a comunica. Am început să-i văd pe oamenii din jurul meu complet altfel. Ei nu mai sunt pentru mine doar familie, prieteni sau cunoștințe. Fiecare din persoanele pe care eu le întâlnesc sunt niște tovarăși de-ai mei, de drum, pe care dacă sunt atentă să îi ascult în modul meu cel mai sincer și onest, eu voi învăța de la ei și poate și îi vor învăța ceva de la mine. Pentru că până la urmă Dumnezeu cu acest scop ne-a creat și ne-a pus împreună ca atât timp cât trăim unii alături de ceilalți, ne ajutăm să trăim și să creștem în credință. Iar aici intervine exact acea ascultare sinceră și onestă despre care spuneam înainte, este un fapt care pentru mine a dat multe roade. Înainte nu ascultam în adevăratul sens al cuvântului, adică auzeam ce spuneau ceilalți, dar nu am ascultat sentimentele și trăirile lor. Și prin acest lucru nu am reușit să înțeleg de ce ei au anumite păreri și anumite convingeri. Am văzut pe pielea mea că atunci când îi ascult sincer pe oameni, pot să-i simt foarte ușor și să aflu despre sentimentele și trăirile lor, ce îi frământă și ce îi entuziasmează. Iar pentru mine lucrul acesta este un lucru împlinitor. După tot acest drum parcurs, iau cu mine un gând foarte important. Cineva mi l-a spus acum multă vreme, dar acum simt că se leagă foarte bine. Gândește-te că îl ai pe Iisus mereu lângă tine, că știe tot ce gândești în fiecare moment și că se uită la tine la tot ce faci. I-ar plăcea ceea ce vede și este de acord cu ceea ce vede. După acest drum sinodal, altfel simt și trăiesc aceste cuvinte și simt că multe s-au schimbat în modul în care eu îi văd pe cei de lângă mine. Și cred că dacă fiecare dintre noi am avea acest cuvânt în minte, am reacționat altfel la societate, la biserică, la familie, la prieteni și la tot ceea ce este în jurul nostru. Singurul pas pe care trebuie noi să-l facem pe mai departe, indiferent cine suntem, cu ce ne ocupăm, este să ne deschidem inima către rugăciune și să-L invităm pe Iisus să fie tovarășul nostru principal de drum. Acestea au fost mărturiile din partea noastră a tinerilor și în numele tuturor tinerilor, vă mulțumim. Vă mulțumim și mulțumim și Bunului Dumnezeu pentru astfel de tineri profeți. Așteptăm mărturia reprezentanților familiilor și se pregătesc reprezentanții persoanelor consacrate. Vă salutăm cu mult drag. Noi reprezentăm familiile din dieceza noastră și dorim să vă vorbim despre concluziile temelor sinodale din mai multe grupuri de familii. Familiile au fost foarte deschise și chiar s-au simțit onorate că biserica este interesată să afle părerile lor despre temele sinodale.
Deja aici am simțit că am pornit pe un drum împreună cu laici și persoane consacrate, care deja este o trăire a drumului sinodal. Este important ca familiile creștine să fie aproape una de cealaltă, pentru că avem aceleași valori creștine. Și astfel ne întăresc în credința noastră. Noi, ca și familii, suntem foarte diferite, venim din mai multe parohii, din culturi diferite, unele familii sunt mixte și s-a observat faptul că după discutarea unor teme, părerile uneori au fost foarte diferite, iar familiile au simțit necesitatea ca la sfârșitul discuțiilor să se explice care este învățătura bisericii cu acele subiecte. Prin aceste grupuri cu care mergem împreună, simțim că primim putere de a rămâne statornici în credința noastră, de zi cu zi. De exemplu, la locul de muncă, unde ajungem într-o comunitate unde valorile creștine nu sunt așa de importante. Iar aici s-a atins un alt subiect sinodal, misiunea noastră, ca și familie creștină. Cum dăm mărturie cu viața noastră de zi cu zi în diferite împrejurări? De multe ori întâmpinăm greutăți, de multe ori poate suntem subiect de glumă din cauza valorilor pe care le reprezentăm. Poate noi, adulții, trecem mai ușor peste aceste situații, însă mai dificil este pentru copiii noștri, care sunt mai vulnerabili față de alte ideologii care se răspândesc tot mai mult. De aceea este foarte important ca parohiile împreună cu preoții să fie deschiși, să fie lângă familii, să-i asculte, să fie prezenți în viața lor și să cunoască problemele cu care se confruntă familiile. Am dorit să mai amintim cu un subiect discutat, celebrarea, cum sărbătorim credința noastră. Am auzit mărturii frumoase despre tradiții în legătură cum sărbătorim în familie anumite sărbători, cum ar fi nașterea Domnului sau învierea Domnului. Dar am fost de acord că aceste sărbători nu pot rămâne la nivelul familiilor și trebuie sărbătorite în cadrul comunității bisericești. Iar punctul care ne dă puterea și ne leagă pe noi familii cu Dumnezeu este participarea la Sfânta Liturghie. Familiile au recunoscut importanța Sfintei Scripturi, a lecturilor din slujbă și au așteptări ca preotul să explice cuvântul Domnului. Totodată am realizat că multe familii nu cunosc în amănunțit semnificația unor părți din Sfânta Liturghie. Și aici ne gândim la familii unde sunt mai multe confesiuni. Iar dacă nu înțelegi în totalitate, nu o poți trăi profund. Din acest motiv am început în unele grupuri să discutăm despre părți, despre importanța Sfântei Liturghii și a fost foarte benefic, mai ales unde sunt familii de religie mixtă și participă împreună la liturghie. Azi sărbătorim încheierea etapei de diecezane a drumului sinodal, dar putem afirma că pentru familie este un drum care a început, niciun drum caz nu se oprește aici, pentru că am simțit și că ne-a adus multe beneficii discuțiile acestor teme. Am învățat cum să ne ascultăm unii pe alții și am conștientizat mai profund cu cine mergem împreună pe acest drum. Punctul nostru de întâlnire trebuie să fie Sfânta Liturghie, pentru că doar prin întâlnirea cu Iisus în Sfânta Liturghie putem să devenim martori al Lui. Pe acest drum sinodal continuăm să mergem mai departe. Mulțumim frumos! Se pregătește reprezentantul persoanelor consacrate, reprezentanta, și apoi urmează reprezentantul colaboratorilor din domeniul caritativ. Eu obișnuiesc să mă folosesc de imagini, de montaj, dar înainte de a prezenta aceste întrebări la care am încercat să răspundem, așa pe scurt o să le prezint,
Vreau să zic că și comunitate ne-am întâlnit de 3 ori ca să răspundem și a fost un moment cu adevărat profund pentru că am realizat încă o dată că facem parte dintr-o biserică bogată, o biserică care dorește să colaboreze și să meargă împreună pentru un vis comun, care este mântuirea proprie și mântuirea aproapelui. Putem să mergem mai departe. Și cum ziceam, a merge împreună este a visa, a ne asculta, a lucra împreună pe drumul către comuniunea deplină în Dumnezeu și între noi. Nu o să stau să citesc acum fiecare răspuns, dar, cum spuneau și celelalte grupuri, că suntem tovarăși pe drum. Suntem chemați să colaborăm chiar și prin micile lucruri, a organiza o Sfântă Liturghie, a organiza un eveniment. Și mi-a plăcut foarte mult ce s-a spus și despre familie. Chiar de ce nu o zi de naștere? Ascultarea. O întrebare care ne-a interpelat foarte mult, pentru că e ușor să vorbești, dar mai greu este să asculți. Și de aceea poate că acest sinod ne deschide, într-un oarecare fel, urechile mai mult. Și ne ajută să conștientizăm că celălalt contează înainte de toate fața lui Dumnezeu și, sigur, ar trebui să conteze și înaintea noastră. Cum vorbim noi? Sigur, e important să ne deschidem față de noutate, să permitem, atunci când există încredere, să fie și acea libertate, să nu ne împiedice teama de a ne exprima. Cum sărbătorim credința noastră? Este important, zic eu, fiecare pas. Încă de dimineață, prin, sigur, la noi persoanele consacrate, rugăciunea personală, dar și comunitară, care sunt foarte importante, și apoi, încet, încet, când se merge spre biserică, prin pregătirea pentru lecturile care se vor citi, de ce nu să ne rugăm împreună să facem lecția divină sau așa zis un cercul biblic. Împărtășirea responsabilității pentru misiunea noastră comună. Fiecare botezat este chemat să-și trăiască vocația de creștin. Important e să vedem unde ne punem bucățica noastră de pastă. În parohie, la locul de muncă, acolo unde suntem. Dialogul în biserică și societate. Am realizat că în dieceză se colaborează strâns între congregații, între parohii, între mișcări și mai ales în situația de față a războiului, cred că pe fiecare ne-a scos, să zicem, așa cum se spune astăzi așa model, din starea de confort. Adică ne-a ajutat să deschidem și mai mult ochii față de persoanele de afară. Ecumenismul. Știm bine ce este ecumenismul, dar suntem chemați să trăim și mai de aproape acest lucru. Tinerii au expus deja acest lucru și eu am participat atunci, pe 19 ianuarie, a fost cu adevărat un moment frumos. Un moment în care ne-am simțit cu adevărat în comuniune. Autoritate și participare. Desigur, într-o biserică sinodală este nevoie ca fiecare să se simtă responsabil într-un anumit domeniu. Dar e nevoie întotdeauna, sigur, de o ierarhie și să știm, mă reîntorc, la acea bucățică din mozaic sau puzzle. Fiecare e important să știe unde este locul și că este important. Discernământ este un lucru care trebuie gândit împreună,
dar sigur și în rugăciune. E solicitant uneori să stăm în rugăciune, să ascultăm cu adevărat glasul Duhului Sfânt. Însă toate sunt posibile la Dumnezeu, așa cum spunea Îngerul Gabriel, Fecioare Maria. Și ultima întrebare, formarea noastră în sinodalitate. Sigur, drumul nu se oprește aici. Drumul a început. Este, să zicem, startul, această fază sinodală, pentru a ajunge la ceva, pentru că împreună înseamnă ceva ce ne ajută să mergem spre ceva ce nu suntem încă, dar ne construim. Și în numele persoanelor consacrate, mulțumim și continuăm să ne rugăm și să cerem harul Duhului Sfânt pentru a fi într-o comuniune cât mai strânsă. Mulțumesc! Mulțumim, sora Alexandra! Acum se pregătește, invităm să vorbească reprezentantul colaboratorilor domeniului caritativ și se pregătesc reprezentanții mișcărilor spirituale. Lăudați să fie Iisus! Noi, în cadrul Federației Caritas a Diocezei Timișoara, am constituit un grup de lucru de 12 persoane responsabile din diferite domenii sau cele mai importante domenii de activitate. Împreună cu domnul vicar general, părintele Deșul Iohan, am parcurs acele 10 teme, 8 ședințe și în cadrul fiecarei teme discutate s-a subliniat faptul că este esențial formarea de comunități, de oameni care merg împreună și ajută semenii fără discriminare, indiferent de confesiune, naționalitate sau apartenență politică. În cadrul Federației Caritas se pune mare accent pe ecumenism. În acest sens, noi ne ajutăm semenii aflați în dificultate și am înființat o serie de proiecte sociale în urmă cu aproape 30 de ani, servicii de îngrijiri la domiciliu, cantine sociale, centre de îngrijiri paliative, cămine de vânt, zile de noapte. Și în aceste proiecte punem mare accent pe ecumenism și pe înțelegere și toleranță pentru cei nevoiași. Mulțumesc! Vă mulțumim tare mult! Și reprezentantul mișcărilor spirituale. Dați să fie Iisus! Eu fac parte din mișcarea Eclesială Carmelitană din Timișoara și în cadrul întâlnirilor noastre care au avut loc din octombrie anul trecut am discutat mai multe teme. Am să fac așa o mică sinteză, ca să nu vă plictisesc prea mult. Prima temă discutată a fost despre parteneri de drum, cu cine suntem parteneri și cu cine ar fi bine să fim împreună pe drum. Partenerii de drum sunt soția, sunt soțul, copiii, membrii comunității noastre, toate persoanele plăcute și mai puțin plăcute alături de care noi ne desfășurăm activitatea. Dar suntem noi cei care formăm biserica. Este foarte important să primezi adevărul între persoanele care caută să facă un drum împreună. Suntem pe drum cu cei pe care Dumnezeu nu i-a trimis întâmplător să ne fie alături. Ca să facem o misiune, să fim misionari, trebuie să arătăm biserica prin comuniunea dintre noi, prin sinceritatea și deschiderea unuia față de celălalt. Să fim pe drum cu cei care ne ajută și să ne străduim să dăm ceea ce este mai bun în noi. Dumnezeu va completa efortul nostru cu darurile Harului Său. Construirea bisericii se bazează pe sinceritate și adevăr, dar și pe activitatea noastră de misiune. Să punem la dispoziția bisericii și lui Dumnezeu cu curaj și dăruire talentul pe care l-am primit fiecare. Să ne dorim comunitatea și să-L iubim pe celălalt, cu toate defectele și limitele Lui, și să avem răbdare unii față de ceilalți. Comunitatea este ceea ce noi dorim să construim
Parohia este ceea ce noi găsim în ea, dar singur nu putem face nimic. Numai alături de ceilalți putem crea o viață închinată lui Dumnezeu și construi o comunitate și un climat creștin. Pentru a-i găsi pe ceilalți, trebuie să ai o relație strânsă cu Iisus, sub acțiunea Harului Duhului Sfânt. Să ne lăsăm, deci, purtați de Duhul Sfânt pentru a atrage persoane noi și pentru a ne cunoaște mai bine. O altă temă a fost despre ascultare. Cum ascultăm noi? Ascultarea inimii, ascultarea aproapelui prin iubirea acestuia, ascultarea Evangheliei prin cuvintele și predicile preotului. Dumnezeu ne pune la încercare, dar trecem prin acestea cu ajutorul preotului și al Harului primit prin Sfântele Sacramente. În inima noastră este Dumnezeu. La liturghie și la adorație, Iisus ne vorbește. Însă e nevoie de tăcere pentru a asculta vocea lui Dumnezeu. În familie, în comunitate și la locul de muncă, este important să ne ascultăm unul pe celălalt, cu atenție, răbdare și bunăvoință. Ascultându-l pe celălalt, îi dăm valoare, îl respectăm și transmitem încredere. Nu e ușor să faci ascultare. Primul impuls este refuzul. Dar prin rugăciune Dumnezeu ne dă înțelepciunea și disponibilitatea de a asculta, de a ne oferi timpul din iubire pentru Dumnezeu. În rugăciune am cerut ajutorul și semne de la Dumnezeu și am primit răspunsul prin predicile preotului, prin citerea Cuvântului lui Dumnezeu, dar și prin interacțiunea cu oamenii pe care îi întâlnim. Să ascultăm vocea interioară, Dumnezeu ne vorbește fiecare dintre noi, într-un fel particular. O a treia temă a fost despre vorbire. Cum vorbim noi? Știți foarte bine citatul celebru, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aceasta înseamnă că toată vorbirea noastră este din însuși Dumnezeu. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută, curată, să vorbim numai ceea ce este necesar. Se recomandă să vorbim cât mai puțin. Uneori ne lipsește curajul de a vorbi deschis, din teama de a nu fi refuzați, de a nu fi greșit înțeleși, sau de a nu se interpreta că se urmărește un anumit scop. Dar nu putem comunica eficient dacă nu suntem sinceri. Vorbirea noastră trebuie să fie candidă, ca unui copil care îi spune totul părintelui. Când mergem la adorație, îi mărturisim totul lui Iisus, așa cum facem în familie, și nu-i ascundem nimic. Vorbele trebuie căutate în inimă, gândite și cântărite. Să vorbim astfel încât să ne facem înțeles. Să nu facem afirmații gratuite și neverificate. Să nu mustrăm pe nimeni și să nu facem observații sau reproșuri. Nu avem niciun drept să judecăm pe nimeni, pentru că există un judecător, care este Dumnezeu. Vorba sau cuvântul atinge sufletul și merge drept la sufletul celuia care ne dă seama. Îl pot mângâia și îl pot face să crească. Și cred că ați întâlnit cu toții situații când o vorbă bună și plăcută a putut să facă mai mult decât orice pedeapsă. Sunt oameni pe care dacă auzi vorbind, te simt bine, te încurajează, te fac să uiți de problemele care te apasă. La fel și cu mustrările și cu observațiile pe de altă parte. Poți cu o vorbă să rănești sau să ucizi un om. Uneori cuvintele pot face mult rău și, din păcate, odată spuse, este foarte dificil să anulezi efectul negativ, chiar dacă sunt retractate. O altă temă a fost despre împărtășirea responsabilității în misiunea noastră comună. Cum am putea noi să ne îndeplinim mai bine misiunea de creștini? Să fim mai atenți unii față de alții. Să trăim ca familie, ca Sfântă Familie, în iubire și respect. Durerea cea mai mare este de a nu fi iubiți. Ne dispare încet, încet iubirea față de aproapele. Oamenii se simt singuri și speriați. Dar o vorbă bună spusă din suflet poate îmbărbăta și ridica pe cel căzut sau aflat în dificultate. În această perioadă, oamenii sunt mult mai interiorizați cu masca pe față, nu mai vedem expresia feței sau un zâmbet care ne-ar face mai fericit. Chipul nostru ar trebui să fie senin și liniștit și nu poți omorât și încruntat. Ne plângem că nu avem timp,
Mergem la biserică însă ca și la un supermarket. Doar luăm și nu oferim nimic în schimb. Trebuie să aducem pacea acolo unde este deznădejde și nu putem oferi pace dacă noi nu avem pace. Iar această pace o primim din biserică, prin Sfânta Rugăciune și prin Sfânta Euharistie. Așa cum biserica vine în întâmpinarea oamenilor, tot așa și noi să fim aproape de cei de lângă noi, să ajutăm, să empatizăm, să fim disponibili pentru ceilalți. Misiunea noastră este să fim creștini adevărați și să participăm la Sfânta Liturghie, să oferim mai multă iubire și compasiune aproapelui nostru și să ajutăm persoanele nevoiașe. Trebuie să ne facem simțită prezența în biserică prin mărturia și viața noastră de fiecare zi. Să încercăm să devenim modele de comportament pentru ceilalți, în special pentru tine. Pentru că tinerii din zilele noastre nu mai au parte de modele în viață. Și pare că singurele lor repere sunt cele materiale prezentate în presă și media. Să încurajăm și să sprijinim în biserică acțiunile tinerilor, pentru că ei aduc un suflu nou comunității și sunt mai deschiși la tot ceea ce este nou. Să canalizăm candoarea, energia și originalitatea lor în folosul comunității și al bisericii, în detrimentul programelor și site-urilor de știri online și de rețele sociale care promovează viciul și non-valoarea și îi îndepărtează de biserică și le deformează percepția despre viață și raportul față de Dumnezeu. O altă temă a fost dialogul în biserică și societate. Cum dialogăm noi? Prin participarea la activitățile din cadrul bisericii, la întâlnirile comunității, la exercițiile spirituale și prin dialogul cu parohul și cu enoriașii bisericii. Uneori însă suntem îngrădiți în exprimarea ideilor de teama de a nu spune ceva greșit sau suntem reținuți în fața celor care știu mai multe decât noi și chiar poate suntem dezamăgiți dacă ideile noastre nu sunt împărtășite și de ceilalți. Însă liantul cel mai bun este rugăciunea și acceptarea noastră. O altă temă și ultima este ecumenismul. Cum trăim ecumenismul? Așa cum s-a spus și anterior, există familii mixte în care nu s-au făcut diferențe între confesiuni, întrucât iubirea le întrece pe toate, când în centrul familiei este pus Dumnezeu. Dorința acestor familii este de a sărbători învierea lui Iisus împreună, o singură dată, la fel ca și nașterea Domnului Iisus. Ne dorim ca în cadrul Bisericii Catolice să existe aceeași dată pentru sărbătorirea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Fiecare însă trebuie să-și urmeze calea fără să insulte sau să răspundă la răutăți. Să-i acceptăm pe cei care nu sunt ca noi și să ne respectăm. Fie că suntem în familie, în biserică, la locul de muncă sau în trafic sau altundeva, să avem un comportament creștinesc. Să nu intrăm în contradicții pentru că am cădea în erezie dacă am crede că doar noi avem dreptate. Dorim să ne apropiem unii de alții în ciuda tuturor dificultăților, pentru că avem de învățat unii de la alții și ar fi bine să avem acțiuni comune care ne-ar putea apropia mai mult unii de alții. Însă nu va fi unitatea Bisericii dacă nu învățăm să mergem împreună și doar ascultarea, rugăciunea și iubirea vor putea rezolva aceste diferențe dintre noi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim, domnule Hera, și mulțumim tuturor pentru mărturiile frumoase. Iubiți frați și surori în Hristos, tot m-am gândit și nici până acum nu știu cui trebuie să vorbesc, pentru cei care deja trăiesc în toiul sinodalității și care vor să facă un pas mai departe, sau să vorbesc pentru cei care încă n-au început și vor să facă primul pas. Și fiindcă n-am știut cum să fac, de aceea m-am gândit că voi începe cu Evanghelia de astăzi. După aceea voi vorbi câteva cuvinte despre cele trei subtitluri ale sinodalității. Mai încolo, pentru ce vreau eu să trăiesc sinodalitatea. Și mai este un punct despre noutatea drumului sinodal.
începem cu Evanghelia de astăzi, care am auzit că a spus Iisus: dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Și cuvântul lui am auzit deja: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, precum v-am iubit eu pe voi. Și El cum ne-a iubit? Și a dat viața pentru noi. Iisus a mai spus și alte cuvinte importante, dar nicăieri nu a spus că aceasta este porunca mea. Doar aici: să vă iubiți unii pe alții precum v-am iubit eu. A vrut să accentueze acest lucru în mod deosebit. Deci dacă vrem să păzim noi cuvântul Lui, trebuie să ne străduim să avem astfel de comunități. Comunități în care membrii din nou și din nou se străduiesc să fie între ei acest tip de iubire. Așa cum Iisus m-a iubit. Aceasta este baza. Spune aceasta, am auzit deja de multe ori. Dar Iisus în Evanghelie și Evanghelia de astăzi ne spune că dacă ne iubim așa, care va fi consecința? Zice, vom veni la ei și ne vom face locuință la ei. Deci la acei oameni care fac așa. Vom veni și vom face locui între ei. Asta e consecința. Ce altceva am vrea noi? În acea comunitate în care membrii se străduiesc să trăiască astfel, deci în iubire reciprocă de tip al lui Iisus, Iisus apare între ei. Iisus a apărut în trei diferite staturi. Statura istorică, acum în urmă cu 2000 de ani, apare în statura eucaristică și este statura a lui, statura ecleziastică. Așa numim noi biserica, corpul mistic al lui Hristos. Corpul lui Hristos e biserica. Deci această statură a ecleziastică, eclezială a lui Hristos, este o prezență în relațiile creștinilor, care se iubesc cu iubirea lui Hristos. Ei fac ca acest corp al lui Hristos să fie viu, să fie biserică vie. Și este evident că o astfel de iubire se poate realiza în comunități mici, din care să fie compusă comunitatea aceea mare, fie parochială sau fie a Bisericii Universale. Doilea punct. Sinodalitatea chiar vrea să creeze astfel de comunități mici. Este o oportunitate foarte mare pentru fiecare parochie, pentru fiecare comunitate mai mare. Comunități unde oamenii se cunosc, unde oamenii iau în serios ajutorul reciproc între ei, unde ei trăiesc misiunea spre afară, unde iau în serios sărbătorirea eucaristică, construirea comunității. Trebuie mult curaj pentru aceasta. Iisus a avut tot poporul în fața Lui și a ținut predici pentru toți, îi vindeca bolnavii lor și bolnavii care nu aparțineau de izraeliți. Dar El a avut curaj să lucreze în mod special cu 12 bărbați
între care îi pregăti Andrei în mod mai special și, bazând pe ei, pe prezența celor 12, a format un cerc mai larg pe cei 72 ucenici. Noi nu avem un alt model mai bun. Grupuri mici, mai mari, care sunt compuse din grupurile mici. Karl Rahner. Trebuie să explic cine era teologul, probabil cel mai mare din secolul trecut. Și el analiza biserica. Deja se vedea câte ceva ceea ce urmează să fie. El vedea mult înainte. Era foarte, foarte profund. De un moment dat a fost întrebat dacă este adevărat că Europa, creștinismul în Europa își trăiește iarna, unde e frig, nu? Totul în gheață. Și el a răspuns cumva astfel. Zice că dacă ai un mare deșert în fața ta și o cantitate de apă, ce faci? Stropești aceea apă în tot deșert și deșertul va rămâne deșert. Dar dacă iei aceea apă și faci o oază și după aceea o altă oază și altă, și dacă aceste oaze nu vor avea doar căldură de termos, atunci aceste oaze vor crește, se vor atinge, se vor uni și atunci este adevărat că creștinismul în Europa își trăiește iarna, adică este înainte de primăvară. Asta era răspunsul lui, dar cred că este o șansă și o oportunitate pentru noi toți a trăi comuniunea, deci primul subtitlu, comuniunea sinodalității, comuniunea. Comuniunea trăită, asta este deja al doilea punct, adică participarea. Mă implic și îi ajut și pe ceilalți să se implice. În ce? În construirea comunității. Fiecare conform capacităților sale și conform posibilităților sale. Aici trebuie și răbdare. Ceea ce sigur că nu ne ajută este că unii sunt super ocupați, fie ei preoți sau laici, până la epuizare și alții pasivi, indiferenți. Sau să spun altfel, mulți laici pasivi și preoți super ocupați. Aceasta arată că aceea comunitate nu este bine organizată. Al treilea este misiunea. Rahner spunea că dacă nu vor avea doar căldură de termos, comunitățile vor crește. Pentru că iubirea lui Iisus se extinde, se emană spre alții. Aceasta este misiunea. Nu poți să ții, nu poate comunitatea să ține în sine. Misiunea merge de la om la om, între membrii familiei, grup de vecini, colegi de lucru. Dacă ei au trăit căldura și puterea comunității, vor ca și alții să aibă parte de această binefacere. De câte ori suntem întrebați în comunitate, fie grupa de familii, părinții, copiilor și la tine, dar pot să chem și pe prietenul meu. Pot să chem și pe vecinul meu, pot să chem și pe colegul meu de lucru. Este această dorință naturală de misiune. Treilea punct. De ce mă străduiesc să trăiesc sinodalitatea? Pentru că așa este biserica mea. Este modul de viață a bisericii.
Nu am o altă cale. La începuturile bisericii acest stil era normal și firesc. Și după aceea au urmat secole unde nu a fost accentuată sinodalitatea. Dar trăim într-o eră, într-o societate, unde Duhul Sfânt ne dă o modalitate cum să fim biserica astăzi. În Evanghelia de astăzi am citit: Mângâietorul Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Și acest lucru se continuă. Duhul Sfânt l-a amintit, sugerat Sfântului Părinte Papa Francis și nouă ne spune pe această cale trebuie să mergem astăzi. El ne învață. Știm cum este biserica, cu multe suferințe, cu tot ceea ce luptăm, lipsă de puțin preoți. Mai departe, nu intru în detalii, toate acestea, iubiți frați și surori în Hristos, nu se întâmplă în spatele Domnului Dumnezeu, undeva, fără să știe El. Toate se întâmplă în fața Lui. El știe toate acestea. Chiar le permite. Dacă le permite, le permite din iubire. Și dacă face din iubire, asta înseamnă că spre binele nostru. Vrea să ne deschidă inima noastră, mintea noastră, pentru acele noutăți pe care altfel nu le-am ascultat noi. Această nevoie poate că ne constrânge în aceea direcție. Trăiți în comunități adevărate și nu doar cu nume, nu doar o aglomerație. În comunitate în care eu mă simt bine, spune, ar putea să spună. Și noi ce îi răspundem? Avem două posibilități. Lasă-ne în pace, avem mult de lucru. Nu vezi că trebuie să renovăm biserica, trebuie să facem mii de activități. Asta e o posibilitate. Și merg și mai departe, trist, golit în suflet, fără speranță, merg înainte, trag jugul. Sau ascultăm de tine, care prin urmașul lui Petru ne îndemn la un alt stil, ne dai un alt program. Să mergem împreună cu Duhul Sfânt. Și vreau să merg împreună cu biserica mea, să merg împreună cu Sfântul Părinte, pentru că Iisus ne-a îndemnat, cine vă ascultă pe voi, pe mine vă ascultă. Și care este acest ultimul punct, care este acest stil, alt program, ce e nou? Aici ar trebui să vorbim foarte mult, dar să subliniem încă o dată comunitățile mici. Biserica trebuie să fie comunitatea comunităților. În stil treimic, după stilul Sfintei Treimi, în iubirea treimică, adică reciprocă, acel stil. Orice comunitate începe cu puține persoane. Comunitatea mare trebuie să se reînnoiască, dar începe acest lucru cu una, două, trei persoane. Trebuie să ne gândim, probabil comunitatea noastră trebuie să înceapă cu inima mea. Fiecare poate să se gândească astfel. Unul, Sfântul Francisc, el nu a criticat biserica decăzută, a ascultat de Domnul, a trăit ceea ce Domnul i-a sugerat, inima lui s-a schimbat, toată viața lui s-a schimbat și în jurul lui totul s-a schimbat și după 800 de ani tot mai are efect asupra noastră. Câteva persoane puține, desigur,
trebuie binecuvântarea parohului, dar este la îndemână această binecuvântare. Că noi vrem să trăim în comuniunea dorită de Iisus. Și vrem să trăim și spre alții, nu numai între noi, dar comunitatea aceea unde sacramentele ne ajută foarte mult. Sfânta Împărtășania, Eucaristia, în mod special, ne ajută să trăim comuniunea între noi. Zilnic sau duminical primim o mare doză de har pentru aceasta. Comunitate mică unde trăim rugăciunea în comun, unde suntem atenți unii cu alții la nevoile unii altora. Multe lucruri am putea spune. Nu știu, celălalt are copilul și ar trebui să învețe engleză sau, nu știu, balet sau nu știu ce și nu știm cine să facă și cineva din comunitate știe acest lucru, se oferă sau, nu știu, i-a murit cineva, toți mergem la înmormântare, suntem acolo, ne rugăm, este bolnav, ne rugăm pentru acea persoană, căutăm medicamente împreună. Pericolul poate să fie, am scris la impedimente, dar pericolul poate să fie că suntem peste tot și nu suntem nicăieri. Toate comunitățile suntem un pic și de peste tot eschivăm când ar trebui făcut ceva. Asta sigur că nu este bine acest, știu, vagabondajul comunități, și trebuie să știm care e comunitatea mea. Și acolo iubesc până la capăt, în profunzime. Și poate că se întâmplă că aceea comunitate peste un timp se împarte în două sau în trei și în patru și astfel se va reînnoi comunitatea parochială. Poate că aceasta poate să fie un rod important al sinodalității, unde discutăm, ne rugăm, suntem activi, facem ceea ce Iisus ne cere și după aceea trăim ceea ce am trăit în comunitate spre ceilalți, spre afară. Cerem de la Bunul Dumnezeu acest dar de reînnoire.